femeie se plânge că i-a făcut dig primăria lângă poartă, dar ia uitați-vă, primăria o lăsat să crească și ambrozii, care e plantă interzisă prin lege. Și tot polenul ăsta creează probleme respiratorii la foarte multe lume, alergii și tot așa. Legea spune că autoritățile, chiar și persoanele private, răspund pentru stârpirea ambroziei. Cu atât mai mult primăria. Deci iată, primăria Ciorescu trebuie să intervină și să-i fac femeii acces la casă și să tundă bălăriile astea. Pentru că bălăriile astea fac probleme populației din, de aici, din sat Ectălui, polenul de ambrozie care face alergii. Și populației din sat, dar vântul aduce ambrozie și în Chișinău, în capitală, unde locuiește aproape 1 milion populație. Așa că, tovarășe Scripnic, lasă afacerile, că am auzit că ai afaceri, pune mâna și curăță ambrozia. Sau pune oamenii din primărie să facă asta, că pentru asta ești primar, nu-ți faci tu totul, dar spui oamenii la treabă. Nu știu cum se cheamă strada asta, dar hai să o recunoști, matale. Aici, pe malul Râchii. Așa e strada cu Gălnicianu și am mergem spre Tinerețe, da? Sau Tineretului. Și drumul ăsta e strașnic, aici câte accidente trebuie să se întâmple ca să interveniți, să faceți și drumul ăsta. Numai la Rude și la afacerile proprie ți-ai făcut asfalt, dar aici iau ce hârtoate. Hai că se poate de făcut referendum de rechemare din funcții, din cât știu eu. Dacă se enervezi oamenii, acum când împlinești un an de mandat, deja se poate iniția referendum de rechemare. S-ar putea să rămâi cu buzele înflate. Ia uite, ambrozie. Pentru asta amendă meriți. Dacă scriu eu o plângere la polițistul de sector, s-ar putea să-ți aplici amendă. Pentru că n-ai avut grijă de ambrozie. Lanuri de ambrozie. În centrul satului. Ia uite, ambrozie. Tovarăș primar. Bagă coasa. Fă curat. Că nu te-am amendat.